Bun găsit, da, acum o oră polițiști au încercuit locația din spatele meu pentru că au bănuit că aici ar fi suspectul principal, însă informația s-a dovedit a fi falsă, iar căutările continuă. De fapt, de două zile polițiștii încearcă să întocmească un cerc de suspecți. Au fost analizate toate imaginele de pe camerele de supraveghere din zonă în care criminalul a fost surprins imediat după ce a plecat de la locul faptei. Vă reamintim că polițiștii au făcut publică și descrierea atacatorului. Un individ aproximativ 30-35 de ani, brunet, 1,80 înălțime, nebarberit, iar la momentul comiterii crimei era îmbrăcat cu o bluză de training gri, pantalon scurt și încălțăminte închisă la culoare și este posibil să fie rănit la mâna dreaptă. Polițiștii au organizat filtre și arată acum portretul robot șoferilor și trecătorilor din zonă, iar în continuare fac apel la cetățeni să fie vigilenți și dacă au informații despre bărbat, dacă le recunosc sau îl identifică pe stradă, să nu intre în contact cu acesta și să sune de urgență la 112. Noi vom reveni cu mai multe informații.